toată viața mi-am petrecut-o în agricultură. Lucrez de acum peste 35 de ani în domeniu și chiar asta e soarta, cred, până la urmă. Cultivăm culturi de câmp pe o suprafață de 850 de hectare. 4 culturi de bază avem. Avem grâu de toamnă, floarea soarelui, soia și porumb. La prima recoltare de grâul de toamnă și orz de toamnă adică la așteptări. Rodnicie undeva puțin mai mult de 5 tone. Pentru anul de față s-o poate un rezultat bunișor. Noi, pe parcursul anilor, am folosit practic toți care au fost în portofoliu Syngenta. În anul de față avem hibridul Talento, pe o suprafață de 150 de hectare. La prima vedere pare să fie o roadă destul de bună. Folosim erbicidele pe vegetație. Noi lucrăm mai mult pe vegetație. Syngenta este unul din liderii pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește comercializarea atât a semințelor de care noi cultivăm culturilor cultivate de noi, cât și a produselor de uz fitosanitar. Syngenta este cu un cap mai sus.